Adrian Severin contraatacă scandalul declanșat de publicația The Sunday Times, în care europarlamentarul este acuzat de corupție. Ar urmări eliminarea unui om incomod. Severin este unul dintre personajele centrale ale unei anchete de presă în care trei eurodeputați, printre care și românul, ar fi acceptat să-și vândă serviciile pentru câteva zeci de mii de euro. Can you put an amendment down for us? Okay. So, and then we'll see what could be done. I could put an amendment. I could ask a colleague to put an amendment. Jurnaliștii de la Sunday Times susțin că l-au convins pe eurodeputatul nostru să-i ajute să modifice o directivă europeană, o lege care se referă la fondurile de garantare a depozitelor bancare. Este o cerere căreia nu i-am dat curs. Nu are absolut niciun rost să ne oprim asupra acestei făcături, acestei înscenări. Deghizați în reprezentanța unei firme de lobby, ziariștii au cerut lui Adrian Severin să-și vândă serviciile pentru bani. Yes, okay. I think because I didn't really count, but I think for that would be 2 or 3 days. Okay. Is it all right? Do you think? Yes. So that would be say 12,000 euros. Yes. Yes. Nu sunt corupt. Dar tot cu certitudine mai pot să spun și un alt lucru, că sunt foarte incomod. Jurnaliștii de la Sunday Times spun că au și un mail de la europarlamentarul român în care asigură că amendamentul a fost depus. În plus, ar mai exista și o factură pentru servicii de consiliere în care Adrian Severin ar cere 12.000 de euro. Este vorba despre oferta de a face parte dintr-un board, dintr-un consiliu de experți al unei firme care s-a dovedit în urmă a fi fictivă. O asemenea misiune, asemenea funcție nu este incompatibilă cu funcția de parlamentar. În scandalul mită contra amendamente sunt implicați alți doi europarlamentari, un fost ministru de interne austriac și un fost ministru de externe sloven. După ce au apărut și imaginile cu ei, austriacul Jens Strasser și-a dat demisia și s-a retras din viața politică. Sebastian Bodu, he's a Romanian, another Romanian. Pe blogul personal, europarlamentarul Sebastian Bodu exclude orice implicare în scandal și demonstrează că a depus amendamentul din propriei convingere în februarie. Înregistrările însă au fost făcute în martie. Parlamentul European a anunțat că va începe o anchetă împotriva celor trei eurodeputați acuzați de corupție.